Genul programului film artistic. Ziua bună. Ziua bună. E în ședință. Ziua bună. Bună ziua. Bună ziua. Care e baiul? Eu aș vrea să mă întorc să lucru sus la pietrele. Cenii soarei pe
Vai și munți de ale ne lucră să tinere, frate, mulțumesc. Brade, ca să fim cum se cuvine, ca să fim și cum se cade, frate, brade. Unde că-i lemn? Ia, 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 băgă, ia, hai, hai, hai. Ce s-a întâmplat? Ne jucăm în zăpadă. Vreau să văd și eu. Așa l-am găsit și eu într-o iarnă jucându-se în zăpadă, aproape gol. A avut mai o copil, de vreo 8 ani. L-am luat și l-am dus cu mine. Doar după un timp mi-am dat seama că nu poate vorbi. Nu vorbește. L-ai auzit? Da, de auzit. Aude. Aude, da, aude. Așa e el. I-am zis Gâșu. I-ai zis. Și l-am adus aici. Într-o vară, în cioban, mi-a spus povestea lui. Peste satul lui au dat apele mari. El, mic, s-a urcat într-o copaie. Apele au dus tot. Oameni, vite, case. S-a purtat și pe el 2 zile. L-au scos lângă un cireș înflorit în mijlocul unei părți. Cine știe ce-au văzut el în 2 zile, i-au rămas mut. Poate că e mai bine așa. Nu supără pe nimeni cu vorba. De mâine mă apuc de tăiat? Nu te apuci de niciun tăiat! Terminăm aici! Mâine plec și eu acasă! Am o treabă! Iar cu muierea? Ei, iar cu muierea! Ce altă treabă n-am și eu? Nu te mai duci nicăieri! M-am găsit acasă. Nu știe ce s-a întâmplat și asta nu se vede ce am făcut. Pe bătrân, de ce l-ai opt dacă știi că e bolnav? Să lucrez eu pentru el, ha? E, tu n-ai pic de omenie, mă! La ce ai mai venit la noi? Dragă frate, ai scris? Cum ai scris? Dragă frate. Nu așa. Dragă frate. Dragă frate. Așa. Dragă frate. O fi murit fratele dumitale. Păi,
Îi scriu o scrisoare. Cu asta n-am făcut niciun păcat. Câte păduri am dobărât eu la pământ cu mânurile astea. M-au blestemat copacii. Dă-mă încă o înghițitură. Dacă o fi să mor, să mă duce jos în sat. De ce nu stai mie scrisoarea? Dragă frate, Ce zimbre? Ești un la tombă. Tombă la drăbiștilor, da? Da, da. Bine. 13.
A luat-o! Da! Noroc! Bravo! Dă-mi și eu una! N-am! Hai! N-am! Bani! Ludwig van Beethoven. E bolnav, bătrân. Dar ce are? E pe duc. Nu-l duceți la spital? Nu vrea să meargă bătrân. Dă-i niște nuci. Da, e duc. În poftă. Spune că-ți de la mine. Da, în poftă. Nevastă-mea nu ți-a dat nimic pentru mine. Nu, nici măcar n-am văzut-o. E riscul mare jos. Auzi? Anul trecut, pe vremea asta, o plouat. Niște lăstari în jurul meu. Frumoasă dimineață. Seara, nene. Seara, Ian.
Radul însuși roară, din codrun te-am luat, drumul tat s-a luminat, ochii de mi-am plecat.
plec, mă, mă duc acasă la nevastă, mă. Când mă întorc, aduc și taragotul să ne mai înveselim. Și cu mine cum rămâne? Ei! Cu mine cum rămâne? Cum să rămână? Banii mei, partea mea. Banii tăi? Da, banii mei din munca mea. Bine, mă. Ioane, tu nu te mai duci nicăieri.
Îl vinzi? Trecem fiecare an prin ziua nașterii și pe lângă ziua morții. Ziua nașterii o cunoști. Ziua morții nu. Și totuși, treci pe lângă ea, an de an. Te sărbătorești. Încerci să uiți. Să depărtezi. Să amâni. Ții în minte, eram copil, tata pleca de acasă cu doi saci de bani, munca lor de viață, cu trenul la oraș ca să cumpere o casă. Când a coborât din tren, cu banii aia a cumpărat 3 pâini. Oh.
Ți-a venit și ție rândul, frumosule. Spre munte crește o floare, lângă floare crește iarbă nevăzută de uitare. Sus la munte, o floare, lângă floare. Pe aproape este iarba de uitare. Auzi ce cap la muierea asta a mea. Iar mi-a făcut un copil. Să-ți trăiască. Să-mi trăiască. Toți s-au născut pe vremea asta. La niciunul n-am fost acasă. Câți copii mi-ai tu, mă? Cu ăsta 8. Și pe toți îi cheamă Mihai. Ia uzi, mă, cum îi chem la masă? Ce să-i chem? Bine, ei singuri. Primul mi s-a născut când eram în stagiu la marină. Ai noroc. Ai noroc. Tăiesc ca un corp, să văd și pe să le vezi, mă duc acasă, fâl, văd pe mama, pe tata și ia! Ia și așa. Bei, mă. Ce ți-a venit, mă, să-i amintești despre ea de casă? Tinerețe cântam pe la nunți. Ce vrem? Dar despre negruț, ce știi? Am lăsat la cotul drumului care ducea spre Bulza. Când am ajuns acasă, nevastă mea Stanca, nicăieri. Am vrut să plec după ea în lume, că bani aveam, dar... Ioane! Ba da, mă, ba da, să știți și voi, că doar n-am nimic eu de ascuns.
ăsta e castel. Castel? Al meu. Al tău. Da. Dacă vrei, poți să te întinzi. Mă duc să-i anunț că am venit. Bă, ce-i asta? Bă, veniți, bă, încoace să vedeți! Bă, veniți încoace, bă! Ia veniți, bă, încoa, bă! Ia, nu lăsa! Prin puși, bă! Sus la muntele din munte, dinspre munte crește o floare, lângă floare pe aproape este iarbă sub nisoare. Sus la muntele din munte, din lumină crește o floare, lângă floare pe aproape niciun arbore nu moare. Știi cine e? De unde vine? Unde se duce? De când o cunoști? Mergem? Da. Te duc la vale până în sat și acolo vedem noi ce facem. Și dacă nu vreau? Poate nu vreau? Ascultă, fată. Ascultă, nu te supăra pe mine. Lasă că... Da, nu, ce râzi, mă? Ce râzi, canorul? Chiar nu știi cine e, mă?
Ce are a face? Cum ce are a face? Ți-ai matracuca și pleci. Auzi, stunsă pe cap. Uite dacă... Dacă vrei să știi, să-ți spun, Te-am întrebat eu ceva? Deci nu te interesează. L-ai văzut? Aia, uite. Ce mai vrei acum de la mine? Lasă-mă să plec odată! Lasă-mă! Ce mai vrei acum de la mine? Lasă-mă! Lasă-mă în pace! Dă-mi drumul! Dă-mi drumul, tu n-auzi! Dă-mi drumul! Olta! Știi? Poate că nici nu mă cheamă Olta. Cum adică nu te cheamă Olta? Dar cum te cheamă? Ia spune. Mă, Vasile. Să ne iau ochiul dracului, mă, Vasile. Te amăgește, te farmecă, până ți-a minte. Seara.
Negruț? Rămâi puțin afară. Mă, ce ți-am spus eu ție, mă? De ce dai, mă? Da. Bradule, tu nești straiul cel frumos și cel ușure. Că ne îmbunează traiul, o trăire în pădure, din pădure, în pădure. Iisure. Plecăm mult. Unde plecăm? Îți spun pe drum, hai.
De câte nu mi-a fost mie teamă. Știți cum sunt nopțile toamnă? Mi-era frică de foc, de apă, de tunete și de golul din fântână. De cocoșați, de câini, de ceacări. Crescă pe noi. Ne lăsa taica să ieșim în pădure când îi cânta lui Cucu în spate. Asta ce înseamnă? Ce se înseamnă? Că musai trebuie să te întorci din drum. Când am crescut, mi-a fost frică de cuțet, de buhai, de sânge, chiar și de popa. De cine? De cine? De popa. Dar de bățător, nu ți-era frică? Ba nu, eu stăteam în bancă și-l aud. Tomo, la ce cu gestul? N-am de lucru și-i spun. Mă gândeam, domnule, oare omul să fie făcut din maimuță? Și? E pe urmă au fost alte frici. De câte ori mi-a tresărit mie inima. Doar de cal nu mi-a fost frică. De cal și de mamă. Sfântă-i mamă. Om și brat prin lume urcă, țapinarul și brădarul, cei ce trebuie descurcă în lucru le stă harul.
femeie are atâtea chipuri cât bărbați au avut. Numai fișoarele au un singur chip. Era una la noi, o murit de tânără fată. Și dimineața chipul-i devenise ca un abur. Ba era, ba nu era. Mirele, mireasa. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, bună. Luați loc. Mulțumesc. Sănătate la, sănătate la mulți ani. La mulți ani. Și acum, mâncăm. Cravata asta de unde ai, de la București? Așa, ești lăutar la casetofon, ai? Mamulea, cu o buruiană crește părul ca sârma!
La prelume vin palacuri. Ce e, domnule? Acepa distracția. Cred că s-au terminat bateriile. N-aveți cumva niște baterii din astea aici? De ce râdeți? Nu mai sunt bune de nimic. Avem un tam. Încercăm. Ce se încerce? Nu știu. Hai să bem. Cred că da. Este la marginea satului o baltă. Om l-așteptă. Oamenii au secat-o. Dar locul ăla a rămas tot năștinos. Într-o zi a venit acolo un om și a sădit în mijlocul pălții, cireș. Cireșul a crescut. Și într-o zi a înflorit. Și-a făcut o cireașă, una singură. Cireașa a mâncat un copil care de mic era bolnav. Și închipesc că într-o zi copilul s-a însănătoșit. Vestea cireșului a început să le așa cu repeziciune. Și într-o zi cireșul n-a mai făcut roade. Știi de ce? Pentru că omul care a sădit cireșul a murit. Da, a murit. Înflorește, dar nu mai face nicio cireașă. Ester, și nu mai face nicio... Era ster și într-o zi l-am tăiat, că nu mai făcea nicio cireașă. Ciuna mă că... Auzi, mergi puțin cu mine, da? Uh-huh. Dar e și casetofonul cu tine, da? Da. Iar l-a tăiat? A tăiat fum. S-a salvat. Când ai tăiat cireșul? Acu trei luni. De ce tai, mă, cireșul? Cine ți-a dat, mă, voie să nu te prind pe aici? Bine, fugi, pleacă! Măcaru. A tăiat cireșul. Ce te-a apucat, mă?
Am terminat și aici la pietrele. Vine altă pădure. Frate!